El încă conduce Universul acesta. Nu cred că Dumnezeu este surprins de virusul acesta, coronavirus. Nu cred că e nepregătit. Nu cred că nu are soluții. Am de plină încredere și aș vrea să vă uniți cu mine în această încredere că El guvernează. Istoria lumii se desfășoară în căușul palmei Lui. Avem această încredere. Domnul vede, am această încredere, Dumnezeu știe prin ce trecem. Dar mai cred un lucru că asta este o vreme a cercetării lui Dumnezeu pentru locuitorii pământului. Părinții noștri n-au experimentat ceea ce experimentăm noi astăzi. Lumea trăiește ceva ceea ce o îngrozește. Dar dragii mei, aș vrea să vă încurajez să Înțelegeți că este o vreme în care Dumnezeu ne cercetează. L-am ignorat, i-am întors spatele, am crezut că suntem stăpâni pe viața noastră, am făcut planuri fără el, l-am scos din ecuația vieții noastre, am dezvoltat poate o anumită autosuficiență și acum este momentul în care virusul acesta minuscul ne determină să realizăm cât de vulnerabil suntem, cât de fragilă este viața noastră. Este dincolo de controlul nostru. Cine are perspectiva corectă asupra vieții și asupra morții în aceste momente, poate vedea lucrurile dintr-un mod cu totul diferit. Vreau să vă invit pe dumneavoastră să înțelegeți că Dumnezeu este Cel care în dragostea Lui rămâne uh, ancorat față de promisiunile sale și legate de noi. Și vreau să subliniez două lucruri acum când mă uit la dragostea Lui Dumnezeu. Primul dintre ele, dragostea Lui Dumnezeu revelată în Scriptură prin legile sanitare și carantina. Și apoi vreau să mă uit împreună cu dumneavoastră la dragostea Lui revelată în perspectiva pe care El ne dă cu privire la viață și la moarte. Zilele acestea, probabil că unii dintre noi am citit texte din scriptură pe care de obicei le sărim, îs greoaie, sunt tehnice, par irelevante. Dar totuși, legile acestea pe care Dumnezeu le-a dat, legile sanitare, la vremea în care Biblia le-a scris, lumea de atunci nu prea le înțelegea și nu știa foarte multe lucruri despre ea. Înțelegerea acestor legi a venit atunci când mai târziu lumea a inventat microscopul, atunci când am descoperit bacteriile și asta s-a întâmplat doar în ultimele secole. Dar legile lui Dumnezeu sunt veșnice și legile lui Dumnezeu au fost date cu mai mult timp în urmă. Persoana, spre exemplu, care atingea un mort sau o altă persoană sau un animal bolnav sau hainele cuiva sau secrețiile unei persoane bolnave, Vechiul Testament spune în Levitic că trebuia să-și facă baie, să-și spele hainele și să nu se atingă de o altă persoană. În înțelepciunea sa, Dumnezeu pentru a proteja viața a dat aceste legi. Hainele contaminate trebuiau spălate sau arse. Un principiu sanitar care este prezent în practica Noastră de astăzi. Uitați-vă la Levitic și veți descoperi că locuințele care prezentau urme de mucegai sau cele care au fost folosite de persoane bolnave trebuiau curățate, reparate sau chiar distruse pentru a preveni răspândirea bolilor. Vasele poroase care intrau în contact cu animalele moarte trebuiau să fie sparte deoarece acestea dăposteau, puteau adăposti bacterii. Persoanele care prezentau semne de boală trebuiau izolate, puse în carantină până când erau examinate de un preot și numai după ce acesta le declara sănătoase, ele puteau reveni în comunitate. Dragii mei, a ne spăla pe mâini, a ne izola, a nu fi prezenți în comunitate, în vremea aceasta, nu înseamnă lipsa credinței. Nu înseamnă că ne lipsește nu știu ce profet care să rostească nu știu ce cuvinte speciale în vremea aceasta. Ce a asculta de legile sanitare ale lui Dumnezeu înseamnă a ne iubi aproapele și a respecta viața așa cum Dumnezeu o respectă. Dumnezeu înțelegeți că Dumnezeu, în înțelepciunea lui, ne-a dat aceste legi. Nu este lipsă de credință să stai acasă în zilele acestea. Nu este lipsă de credință să intri în carantină. Nu este lipsă de credință să nu dai mâna cu cineva în perioada aceasta, să nu te îmbrățișezi, să nu te săruți. Nu este lipsă de credință. Ci tocmai, abs tocmai prezența credinței te duce la ascultarea legilor divine ale lui Dumnezeu, legi sanitare reflectate în Cuvântul Său, care au da fost date special pentru a ne proteja viața. Ce pot spune în fața unei astfel de realități decât că avem un Dumnezeu înțelept. Și oamenii înțelepți ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Și dragii mei, creștini sau poate agnostici sau poate chiar atei, în vremea aceasta vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră, lipiți-vă de Dumnezeu. Nu există speranță pe care să ți-o poată da cineva în aceste momente decât credința în Dumnezeu. Știu că avem din biserica noastră medici, cadre medicale și oameni care lucrează în instituții în care sunt în prima linie. Voi vă întâlniți cu bonlavii, cu cei care pot veni cu virusul acela. Vreau să vă spun că apreciem foarte mult ceea ce faceți și aș vrea să continuăm să ne rugăm pentru protecția voastră. Avem nevoie de voi. În perioada aceasta avem nevoie de voi. Avem nevoie de voi să fiți sănătoși, să fiți protejați, să fiți întăriți de Dumnezeu, ca să puteți sluji oamenilor care sunt în nevoie. Apreciem dedicarea cu care slujiți. Și în momente de criză, de-abia atunci se vede chemarea oamenilor și pasiunea cu care ei aleg să slujească. Avem nevoie unii de alții. Trebuie să ne sprijinim. Trebuie să fim împreună în momentele acestea. Și cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece și de sezonul acesta. El este în control. Ce poți face în lumea asta care se clatină? Și când temeliile se surpă, unde îți mai găsești ajutor? Hristos este ajutorul nostru. Alpha, Omega.